Am vorbit de miracol, da, de minune, ați menționat suferința. Aș vrea să vorbim un pic despre taină, despre faptul că poate s-a întâmplat să vă întrebe cineva, spune-mi tu, Magda, care-i taina, de ce îngăduie? De ce îngăduie? Păi... E multă suferință, nu se sfârșește suferința pe pământul ăsta și sunt lecții. Oare oamenii înțeleg cu adevărat? A trebuit să explicați cuiva. Am trăit în niște vremuri în care nu se menționa la școală, poate la facultate. Da. Cred că profesorul noastră de la clasă, maestru Amzapelea, n-ar fi putut să vă spună ceva despre Dumnezeu în momentele acelea, cum ați putea dumneavoastră la clasă. Nu? Cât ați fost profesoară. Da, am trăit în... Adică dacă un student ar avea o dilemă, un chin emoțional, ar putea să vină să vă ceară un sfat din punctul ăsta de vedere. Sau poate un oarecare om de pe stradă. Spuneți-mi dumneavoastră, sau spune-mi tu, Magda, de ce îngăduie? Ei, am zis la început, ce să spun. Așa îmi trebuie. Așa îmi trebuie ăsta... Dar ce am făcut, ar putea să spună omul. Ce am făcut? Așa spunea Iov. A zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Asta e economia lui Dumnezeu. Am zis deja trei lucruri care sunt niște legi. Și tu întrebi de ce îngăduie Dumnezeu. E ceva tainic. Așa e, cum ziceam. Nu e de pătruns, nu e de înțeles taina asta pentru toată lumea, pentru toți oamenii? Fiecare are o experiență proprie, așa, care este dată după măsură, cum ziceam, să nu-i dai omului mai mult decât mai poate, mult decât să poate ducă, duce. Deci nu ți se dă mai mult decât... Dar ați simțit vreodată că sunteți în suferință părăsită? Și că nu vă dă Dumnezeu niciun semn, niciun răspuns? Nu, n-am avut. Am avut poate momente adânci așa de suferință, dar nu m-am gândit așa. Nu m-am gândit așa. Eu nu știu. Fiecare cu datul lui. Poate că e ușor să spui de ce eu. E foarte ușor. Uite, acum pot să spun de ce eu. Dar nu e asta. Aici e cumva și răspunsul la întrebarea ta. Este tainic de ce eu. Dumnezeu ne alege pe fiecare pentru ceea ce suntem noi, suntem unici, suntem în grija lui fiecare în parte, nu trebuie să ne îngrijorăm. Mi-e foarte drag așa și clar să spun anumite lucruri folosind niște expresii, cum s-ar spune, zicale. Ce al meu e pus deoparte, cele rele să se spele, cele bune se adune. Sunt foarte multe lucruri pe care și scriitori, cum era Dumitru Solomon sau Teodor Mazilule, expresii pe care trecute din formula asta de la propriu la figurat, înțelegi foarte adânc un traseu al... E ca un dicționar prin care poți să îți duci o viață bună sau nu neapărat scutită de suferință, dar te învață să navighezi. Iar ceea ce primim noi de la Dumnezeu neplăcut, piedicile astea, citeam și acum la Părintele Valerian, care a scris o carte foarte frumoasă, nu e chiar o carte, este o reeditare a unor interviuri ale lui, dialoguri la ceas de taină sau la pragul tainei, sau acum vorbim de taină, nu știu, poate nu i-am dat titlul corect. Este ceva ce nu putem cuprinde cu mintea. Este, cum am spus, planul lui Dumnezeu și felul în care reacționăm noi este o pregătire sau o ocazie în care trebuie să dăm un examen. Și spunea foarte frumos, și nu numai Părintele Valerian, e de la alți duhovnici care au exersat acest răspuns la întrebarea ce fac, părinte, dacă eu cad, te ridici. Așa. Și iarăși cad și iarăși te ridici. Și cad iarăși și te ridici. Și asta e. De fapt, ăsta e și mersul. Ce frumos se spune că mersul, de fapt, este o lipsă a echilibrului, o cădere. Fiecare pas înseamnă o trecere în dezechilibru. Și îl faci pe al doilea ca să te echilibrezi tot așa.
Deci, suntem legați prin fire de pământul ăsta, suntem ai acestei firi materiale și încercăm să ne desprindem. Iar această subțierea noastră este a la lung, este de fapt toată viața. Am auzit un părinte drag, cred că se numește părintele Petre Comșa, care acum într-o emisiune era cu titlul de profesor, eu l-am cunoscut mai de mult, îmi spunea, avem datoria să ducem acest pământ, această țărână, acolo sus. Da. N-ai să o duci, pentru că acolo sus nimic nu mai e material, dar ce frumos să te gândești că această țărână, acest boț, cum zicea, creangă, de humă, da, este datoria de a-l căra, de a-l transporta și de a-l rafina până când, cum ai putea să duci sub formă de nevăzută? Adică să te terizezi. Cum ai putea să faci asta? Ești doar sufletul tău, e așa. El are această calitate. Și noi, de fapt, suntem niște purtători de suflet în aceste carcase, în aceste construcții vii, cu mâini, cu picioare, cu ochi, cu nas, cu cap, pentru care se spun atâtea rugăciuni la biserică, să iasă rău din rărunghi, din grumazi, din ochi, din urechi, da, să iasă tot rău, ca tu să poți să transporti cu ușurință și acolo unde ți-e dat sufletul. Trebuie să-l dai înapoi sau, de fapt, această întoarcere este, de fapt, cum se spune, nașterea ta în viața de veci. Asta și spune părintele, că suntem supuși acestor trei etape a nașterii, a botezului, care este o a doua naștere, și a trecerii dincolo, care este viața de dincolo. Dacă poți să o cuprinzi cu mintea, eu vorbesc, da, despre ele, dar să nu crezi că am așa conștiința ceea ce înseamnă, ne întrebăm într-una, să facem milostenie, să facem bine, ca să ne mântuim. Nu știu să-ți spun exact ce înseamnă mântuirea, dar știu, simt că mi-e bine atunci când fac bine, când lucrurile pe care le caut sunt energii bune, lucruri bune, fapte bune, când dăruiești. Și când ești la oaltă, dăruim pentru a cu oamenii cumva care simt la fel.